Salutare! Având în vedere că prima parte din Tipuri de Mame v-a plăcut foarte mult, ne-am gândit să facem și partea a doua. Așa că, haideți să-i dăm drumul la Tipuri de Mame, partea a doua. Să-i dăm bătaie! Numărul 1. Mama spion. Mamă, nu te mai ține atâta după mine, vreau și eu să mă plin cu bicicleta asta liniștită. Toată ziua ești numai în spatele meu ca o umbră. Ai, dragă, nu mai comenta atâta. Mă țin și eu după tine, logic, vrei să pățești ceva, vrei să ți se întâmple ceva, să vină cineva să-ți dea în cap sau, Doamne ferește, ceva mai rău? Doamne ferește, mamă, nu mi se întâmplă nimic, dar atâta zic. De seară mă duc la muzeul ăla singură, nu vii după mine, înțeles? Și acum ține-te după mine dacă poți. Da, da, te las să mergi singură. Să mă țin după tine, ai zis? Bine, tu ai vrut-o. Mamă, de la cine ai furat motocicleta aia? Cât de frumos poate fi tabloul ăsta? Mă întreb cine l-a pictat. Da, da, superb, superb. Auzi, dar cine a pus statuia asta în drumul meu? Nu văd nimic de ea, mai dați-vă și voi la o parte, oameni buni. Și nu vrei să ieșim la un suc după? Ce-a zis băiatul ăla? Aoleu, mamă-n panică! Mamă, ce cauți aici? Ți-am zis să nu vii după mine, ți-am zis. Aoleu, dar nu știam că ești aici. Eu am venit doar să văd niște opere de artă. Să le vezi sau să le dărâmi? Dar ce tot faci acolo? Că nu văd nimic de cărțile astea. Stă pe telefon sau nu văd eu bine? Auzi? E o femeie ciudată care se uită la tine în continuu cu un binoclu. Poftim? Unde? Nu văd nimic. Stai, fata, acolo că-mi ieși din cadru, ce Dumnezeu. Aoleu, aia e mama. Ce caut aici? Chiar îmi pare rău de tine. Numărul 2. Mama bancomat. Tată, ai cumva să-mi dai și mie 50 de lei? Trebuie să ies cu băieții în oraș și aș avea nevoie și eu de niște bani. Ești nebun, ai și tu prieteni, vrei și tu bani. Dar ce mă, de fiecare dată când trebuie să ieși în oraș îți trebuie bani? Du-te și tu prin parc, ce îți trebuie ție bani? Hai, tată, îmi dai și mie niște bani, trebuie neapărat să ies în oraș. Am nevoie de bani, sunt băiat. Pleacă-mă de aici că eu nu-ți dau niciun bani. Du-te la mama ta și cere ei. Poate-ți dă ea. Eu nu-ți dau nimic. Pleacă. Of, bine. Hai, lasă-mă că mă duc să o întreb pe mama că tu nu ești zgârcit rău de tot. Mama, hai să-mi dai și mie niște bani, trebuie să ies cu băieții în oraș și tata nu vrea să-mi dea, e un zgârcit. Te rog, îmi dai tu că am mare nevoie. Aoleu, mamă, dar ți-am dat și ieri 50 de lei, ce-ai făcut cu ei, măi, băiatule, măi? Păi am cheltuit pe aia, ce era să fac, doar am fost în oraș, i-am băut eu cu băieții, am mâncat o pizza. Imediat se duc 50 de lei. Bine, măi, bine, hai că-ți dau. Mersi, mamă, hai cât mai repede că trebuie să plec acum și mă grăbesc. Aoleu, dar n-am caș la mine. Haide că mergem amândoi la bancomat și scot. Hai scoate și tu 100 de lei dacă toți suntem aici. Măcar așa avem și pentru ziua de mâine. Gata, am scos. Îți ajungă ăștia singur? Dacă mă gândesc mai bine, hai mai scoate 100 dacă toți suntem aici. Dar ce v-aș fi, ule, pleci în vacanță și nu știu eu? Hai mai scoate dacă toți suntem aici, măcar așa nu mai facem drum în fiecare zi la bancomat. Ca să nu mai consumăm și bani pe benzină, hai. Gata, na, poftim, îți ajungă ăștia, că nu mai am niciun ban pe bancomatul ăsta. Nu ai problemă, mamă, hai că mi-ajungă ăștia. Lasă că mai vin mâine și îți cer alții. Mersi. Numărul 3. Mama tradițională. După ce mâncăm aici, mergem toți trei la colindar, da? Avem o familie întreagă și trebuie toți să-i stresăm cu cântatul nostru, da? Așa cere tradiția, așa facem. Ați înțeles? Hai, mamă, nu mai suntem noi de vârsta pentru colindat. Deja am crescut, suntem băieți și fete mari, ne facem de rușine dacă ne ducem. Ia mai taci acolo din gură, așa sunt tradițiile. Ia bagă sarma oaia făcută de bunica ta în gură, bag-o acum. Mamă, dar ce caută tata? Îmbrăcat în ren. Aici la masă și nu face nimic. I s-a întâmplat ceva? Din păcate, tata e pedepsit să se îmbrace în ren în fiecare an. Asta de când s-au cunoscut. Haideți, urmează colindele. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Și-am plecat la vânătoare, bla, 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 bla.
Să mâneze caprioare, dom, dom, să înălțăm. Caprioare, mâna, dom, dom, afară din casa mea. Uite, mamă, iar ne-a dat bunica afară. E, nu-i problemă, lasă că mai avem 20 de mătuși și 30 de unchi pe care să-i colindăm toată noaptea. Aoleu, pisica neagră, pisica neagră! Măi, mami, a trecut pisica neagră în fața ta. Fă 3 pași înainte, 3 pași înapoi, răstăgolește-te, fă ceva, dragă, o să ai 15 ani de ghinion. Mamă, termină odată cu prostiile astea. Nu mai sunt copil de 3 ani ca să le cred. Nici o prostie, dragul meu, astea sunt tradițiile și trebuie să le ținem. Vrei să fim bestemați? Gata, mamă, hai odată să mergem, încetează cu chestiile astea. Bine, dar nu înainte să fac 5 rugăciuni. Numărul 4. Mama gangster. Hai, mă, lăsați-mă, vă rog frumos, să plec acasă. Nu vă mai bateți joc de mine, vă rog, vreau doar acasă. Deci voi sunteți nesimțiți aia care se iau de copilul meu și îl fac să plângă mereu, da? Nu, doamna, noi nu am făcut nimic. Jurăm. Hai, mamă, lasă odată și haide odată în casă. Nu e nevoie să faci vreo scenă aici. Nu, până nu-i învăț minte pe netrapnici ăștia mici. Domnișoară, tu nu te mai iei de fiul meu că te bag de sar ochelarii aia din ochi. Aoleu, îți dau o palmă. Eu o știu pe maică ta, eu o știu, săraca femeie. S-a precopțit cu una pe cap ca și tine. Ia uzi aici, avem dita mai băiatul și tu-ți folosești mușchii aia ca să-mi faci copilul să supere. Ia că-ți dau eu aici, hai că mă pun peste tine să vezi cum te desumflu. Dacă mă mai enervezi mult, îți iau eșarpa aia de la gât și te strâng cu ea de cap. Săraca bunică ta s-a pricopsit cu un nepot din ăsta. Vai de capută, vai de capută. Gata, fiule, i-am învățat pe ăștia toți minte. Nu o să te mai deranjezi de acum, promite mama ta. Iar te joci pe jocurile acelea. Toată ziua stai pe telefon. Mai lasă odată telefonul ăla și du-te și învață. Aoleu, dar ce a zis netrebnicul la fiului meu? Ia că mă duc acum și să vezi eu ce fac. Auzi, bărbate, tu te iei de băiatul meu, de prințul meu, tu vrei să divorțezi de tine? Vrei să te trimit înapoi la mumă ta? Hai zi, te mai iei tu odată de fiul meu? Ce ai nevasta, e nebunit la cap, i-am zis doar să învețe că toată ziua e stă ca un leneș pe telefon. Se vede că nu înțelegi tehnologia asta artistică. Băiatul învață de acolo, tu chiar nu știi asta. Ai de capul meu, nu o să vă înțeleg niciodată. Te-ai făcut nebună rău de tot. Numărul 5. Mama panicată. Mama, mă doare puțin capul. Te superi dacă îmi dai o pastilă sau ceva? Aoleu, fata mea, nu te bagă-te în palt repede că ți-aduce mama ceva pastile. Ce pastile? Mă duc eu acum la farmacie să vă poate îmi dă ceva puternic. Hai, du-te că rezolv eu tot, nu-i problemă, stai calmă. Mamă, doar mă doare capul, atât, nu e nicio grabă. Nu, draga mea, ți-am zis, du-te, bagă-te în pat, că vine mami imediat, pune-și ceva ceapă pe față, că am auzit că ajută. Alo, domnul, mă puteți ajuta și pe mine? Fata mea e grav bolnavă, vă rog, am nevoie urgentă de ajutor. Da, doamnă, spuneți, vă rog, ce s-a întâmplat? A doare capul. Domnule, poți să mergi mai încolo să sufli mult și te rog? Sunt aici cu domnul farmacist și nu mă înțelege ce vorbesc din cauza dumneavoastră. Doamnă, calmați-vă că nu e nimic grav, îi dăm doar o pastilă și îi trece în maxim 10 minute. Aoleu, dar ce, dumneata ești mamă, să știi ce e grav și ce nu e grav? Lasă că mă duc în altă parte. Hai, dragă, mergem la doctorul de familie, că ăștia nu știu nimic, n-au ce să-mi dea pentru tine. Hai, te rog, deschide ochii cât mai mari ca să te consult. Deci, domnul doctor, ce are fetița mea? Nu are nimic, doamnă, e doar o simplă migrenă, luați pastilele acestea și îi trece imediat. Aoleu, tot să-mi băgați pastile pe gât, că fetița mea e grav bolnavă, nu știți mai mult de atât, nu? Hai, te duc în altă parte, draga mea. Gata, puiul lui mama, promit că n-o să se întâmple nimic rău și o să te vindeci. Te-am adus aici la niște specialiști. Mamă, ce aia e nebunit? E doar o durere de cap. În ce mă bagi aici? Draga mea, nu mai comenta, te rog, ești în pericol. Nu simți asta? Ferească sfântul. Acum sigur mă îmbolnăvesc. De la nebuna asta.
Cam atât a fost cu acest episod și dacă mai vreți tipuri de, lăsați în comentarii ce fel de episod vreți pentru următoarea parte. Așa că vă mulțumim tare mult și noi ne vedem în episodul următor. Salutare!